Bună dimineața din cabana uruguaiană. A plouat azi noapte. Ce bine am dormit la hipioți, au cântat aseară. Și s-au trezit ca cocoșii de dimineață, în grădină, cu matele nelipsite, masă, ceară, masă. Porum, omul crește plantuțe. A, uite-l aici. Are și un magazin. Are un magazin de plantuțe. Acum stăteau să le pună. Hai spre terminal. Ne-am trezit ora 8, la 8 jumate este un bus, mergem la Ciui. Stăteam, dar a venit perioada ploioasă. Da, îți dau drumul la tine. Seara am ieșit și ne-au lătrat de ne-au rupt. Asta mai e și un bulterier. Bine că n-are treabă cu noi. Și lasă să câine. Așa pe străzi. S-au numerit într-o zonă și ne-au găsat niște câini de ne-au părut. Da, am reușit să ieșim. Fiecare stradă era plină de câini. În față este stația de bus. O să luăm busul pentru 60 de kilometri. Și o să-i zicem spre... la șofer să oprească la... graniță, mergem spre Ciui. Ciui este un orășel împărțit în două. Jumate aparține de Uruguay și jumate aparține de Brazilia. Vine și busul. Hai repede, să luăm biletele. ...266. Ce bus avem? Asta. Am oprit la vamă să ne pun o ștampilă de ieșire din Uruguay și ne așteaptă busul. Ciui. În Ciui. Orașul împărțit între două țări, Uruguay și Brazilia. Folosim atât pesos cât și reali. Ultima stație. La două străduțe mai încolo este Brazilia. Hai să intrăm în Brazilia. Pe cocoș și pe costări bune. Legume și fructe. Chiar suntem în Brazilia și n-avem viză. Trebuie să mergem pe jos să luăm busul și după aia e granița. Ne-au pus ștampila de ieșire din Uruguay și în față o să ne pună ștampila de intrare în Brazilia. Suntem fără ștampila acum. Am ieșit din Uruguay. Trebuie să luăm un bus, după care o să ne oprim la graniță să ne pună ștampila de intrare în Brazil. Deci de aici, asta este linia între Avenida Mare, Uruguay și Brazilia. Ne luăm adio de la Uruguay. Adio. Și trecem spre Brazilia, Avenida Brazil. Casanova. De aici se vorbește portugheză. Portughez, bem-venido. Bem-venido, bom café. Oficial suntem în Brazilia. Pregătire de samba și de carnaval. Carnaval.
pereche de ochelari? Terminalul de bus. Rodoviaria. Ciui. Vedem ce bus găsim. Apoi în Uruguay pentru a schimba bani. Aici era o bancă braziliană, dar nu schimba. Ce zici, o casă de schimb? Pe partea cu Uruguay. Acum trec înapoi pe partea cu Brazilia. Am schimbat reali. Am dat peso pe reali. Cam așa arată realul din hârtie. Încă nu sunt pe plastic. 100 înseamnă 20 de dolari. Busul de aici până în Pelotas ne costă cam 18 euro. Pelotas, care înseamnă în curgol. Pelotas. Luăm. Prima destinație din Brazilia. 93 biletul, care înseamnă 17-18 euro. Pentru 260 de kilometri. Niște banane de început. 6 reali. Mare căldură. Supermarket pentru niște gustări și prețurile sunt atât în reali cât și în peso. Vom începe cu apă de cocos să ne acomodăm cu Brazilia. Produs din Brazilia. Zona rural Lucena. Pelotas. Am instalat? Intrat în Brazilia, dragi prieteni. Avem 90 de zile să ieșim de aici. Di. Federal de Brazil, do Brasil. După 4 ore de mers cu bus, ne apropiem de Pelotas, care poate să însemne și ninge. Brazilia. Nu prea ne-am înțeles cu omul de la Airbnb și acum trebuie să mergem spre el, dar nu știu la ce număr să sunăm. Nu vorbește engleză, nici spaniolă. Noi nu vorbim portugheză decât cu translate. Căutăm stația de busuri locale. Nasol că începe ploaia. Ce fost ploaia, schimbare de plan. Trebuie să luăm alt mijloc de transport. Pentru că până unde stăm noi ar trebui să mergem pe jos un kilometru și ceva și după să luăm un bus. Cred că plouă, stația de bus este foarte departe. Am ales să luăm un Uber. Am fugit de ploaie, dar am dat de altă ploaie. Am fugit din Uruguay, că începuse ploaie. Benzina costă aproape un dolar. E de la intrare, ultima poartă pe dreapta. Hai că înțelegem acum cât de cât portugheza. Dacă vorbim în spaniolă, izquierda o la fel, izquierda. Stânga e stânga, derecha e derecha, dreapta. Omul nu prea a fost comunicativ deloc, nu prea important a comunicat, a venit fix la poartă aici, nici nu ne așteptam să vedem cum
Ne-am dat jos din... Ah, ce bine că a trecut ploaia în partea aia, dar am venit din partea aia de unde sunt norii. Foarte ieftin benzina, sub un dolar, și Uber-ul ne-a costat aproape, cred că 10 lei, 2 euro sau ceva de genul ăsta. L-am luat când începuse ploaia și trebuia să mergem foarte mult până la stația de bus. Și nu mai aveam chef de mers prin ploaie după ziua de ieri. Acesta este blocul, să vedem cum se deschide ușa, nu? Avem aici niște chei, telecomandă clasică. Nu se faci? Acolo, da. Am mers, doar cu cheia clasică. Hai, etajul 2. Ah, frumos, îți dai seama unde e, că scrie pe ușă. Oh, super ok. Și cu grătar. Cazarea 13 euro pe noapte. E, na, facem și mare grătar pe balcon. Două camere. Un birou. Ha, ce old school birou. Și cu dulapul ăsta. Se crede old school. Patul și baia. Plus bucătăria. Plus bucătăria, da. Baia. Și bucătăria, ia să vedem. Și mașina de spălat. Mașina de spălat, fix. Ne spălăm hainele. Electrolux. Aragaz. Destul de curat. 13 euro înapoi la ieftineală. Varză calită. Asta e cea mai tare garsonieră văzută vreodată, cu grătarul. Fix pe balcon. Hai să facem un grătar. Aici intră frumos lemnele. Se aprinde focul și se face pâinica sau ceva. A, uite mă, care aici aerisirea. Pac. Îți dai seama cum împuți toată casa dacă faci ceva? Poate devine de făcut pâine, se făcea pâine sau ceva. Aha. Și butelie. Toată lumea cu butelia la geam. Wow, cum arată. Blocul de butelii. Toată lumea asta peste tot, loganuri, loganuri. Se pare că o să vină ploaia și aici mai târziu. Miroase a ploaie. Că a scăpat de rugări și ne-a ruinat. Ne-a ruinat, dar am plutit ca șobolani. Kilogramul de pâine, pâinea se vinde la kilogram, costa 300 de pesos. Care înseamnă aproape 8 euro. 8 euro, kilogram de pâine. Acum mergem să luăm contact cu primul supermarket din Brazilia, din Pelotas. O săptămână maxim învățăm portugheza. Bem, bem. Bem, bem. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Bom tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ușor, ușor. După carnaval, deja știm. Update-urile totale. Wow, ce frumos arată! După 3 luni de vorbit spaniolă, este timpul de portugheză. Portugheșa. Descoperi două cuvinte care sunt și română. Bagaj și... Dansar. Dansar, da, da, dansează, nu merge rău. Da, practic. Agora, tu e agora, vamos todos dansar. Hai că merge, ne apropiem. Agora, agora. Vamos, vamos. Todos, todos. Începem cu niște articole religioase. În stânga. Supermarketul cu gratii. Cu gratii și cu curent. Curent, dacă ai sărit, îți dai seama, noaptea e haos general. Ce
începem. Berea Amstel la 1 litru, 7,26 sub 10 lei. 7,26 sunt aproape 7 lei, 8 lei. 1 euro e 5,5, României 5. Uleiul 7 lei, uleiul de soia. Și uleiul de cocos? A, 23 de lei. Deci prețurile sunt cum ar fi în lei. Dacă mulți 7 lei, 7 lei. Nu, sau mai puțin. Dar noi punem un dolar 5, un dolar 5, deci 7 lei 50 uleiul. Un ulei de măsline economic ar fi 20 de lei. 36. 24. Asta e oțet balsamic. A, oțet. 37, nu știu, uleiul e scump. De măsline. Cu un avocado care costă 4 lei kilogramul și lămâi care costă aproape 3 lei kilogramul limele. De 3 lei kilogramul și ardeiul tot 3 lei. 3 lei kilogram. Aproape 3 lei kilogramul de cartofi batata dulce. Cartoful normal e mai scump, e 6 lei. Maracuia 6 lei 60 kilogram. Dar în rest pufuleții de rup la bani, 12 lei. Punga. 12 lei punga de pufuleți. Mate de la 6 lei la 13 lei. Uite mai punguciu. Concha cu paiu. Concha 14 lei. Direct. O bere la barul popular. 10 lei berea la litru. Cât lux. O prăjitură ceva, acum?